Bun găsit! Aseară, concurenții din Casa Mireasa au primit ultima șansă. Mai exact, este vorba despre acel task în care cuplurile au ocazia să petreacă câte o oră împreună, fiecare într-un loc ales de ei din casă, o cameră sau un loc unde își doresc să stea, timp de o oră, camerele închise, fără microfoane și să discute sau să facă ceea ce vor ei, pentru că aceste momente nu se vor da nici măcar pe Antena Play. E o ocazie bună pentru cupluri dacă mai au de discutat anumite lucruri, de clarificat unele situații, pentru că ați văzut că în ultima perioadă iarăși s-au creat tensiuni în Casa Mireasa. Eu zic că e un moment bun pentru ei să-și mai clarifice lucrurile, însă majoritatea dintre ei am văzut că erau sceptici în privința faptului că nu vor fi difuzați pe televizor. Aseară, într-adevăr, s-a desfășurat acest task și noi nu am avut ocazia să vedem în camerele îndrăgostiților, însă, din ce am înțeles, astăzi va fi dezvăluit totuși unul dintre cupluri. Nu mi-amintesc exact dacă stafful decide cine anume și ne va fi arătat o parte din ce s-a întâmplat în cameră, dar cred că fără sunet, din câte mi-amintesc în sezonul trecut. Nu sunt foarte sigură, dar sunt foarte curioasă să vedem pe cine au ales. Oricum, majoritatea cuplurilor nu au înțeles exact despre ce era vorba și cum se vor desfășura lucrurile. Cred că și ei erau foarte nedumeriți și sceptici în ceea ce privește nedezvăluirea acestor materiale. Așa că sunt curioasă ce se va difuza astăzi în live.